ziua, doamnelor, domnilor! Bine v-am regăsit la Publica Report. Organizația Națiunilor Unite îndeamnă turiștii să ajungă în Moldova. Țara noastră este inclusă în lista ONU cu destinații bune de vizitat. Recomandarea principală se referă la vinurile și beciurile noastre. Se pare că imaginea vinăriilor moldovenești s-a ridicat bine datorită promovărilor din ultimii ani. Pe lângă vinurile recomandate, sfatul către turiști este să învețe a spune cuvântul noroc atunci când ridică paharul. Ce interesează și atrage pe turiștii străini în Republica Moldova, vor explica invitatele mele în studioul Publica Report. Doamna Nina Belei, președintele Asociației Naționale a Ghizilor. Bună ziua, bine ați venit la noi, doamna Belei. Și Cristina Frolov, director de companie vinicolă. Doamna Frolov, bună ziua, bine ați venit și bună dumneavoastră. Ziua, bine v-am găsit. E interesant că Moldova figurează deja într-o listă la nivel mondial, realizată de Organizația Națiunilor Unite. Și aici, doamna Belei, vreau să vă întreb, cum este avantajată o țară, da, inclusiv Republica Moldova, să figureze într-un asemenea top turistic mondial? Bineînțeles, pentru Republica Moldova este un avantaj foarte mare, plus la aceasta că noi nu avem, mă rog, avem ceva frumos ca orice țară, dar nu avem ceva care pe arena internațională se prețuiește atât de mult cum ar fi Turul Eiffel, alte locuri interesante din alte țări, dar ne pare bine că am ajuns la momentul când pe noi ne apreciază, plus la aceasta, că pe zi ce trece se mărește numărul turiștilor care ne vizitează. Dar aceasta cred că este datorită organizațiilor obștești, de asemenea și de stat, care anume lucrează în această direcție. Avem agenția de investiții, avem proiect de competitivitate USAID, avem eu știu, asociația turoperatorilor care se ocupă de incoming. Acestea sunt niște asociații obștești din cea mai mare parte, în afară de agenția de investiții, care fac foarte mult pentru dezvoltarea turismului. Dar se fac și niște demersuri oficiale către anumite instituții de rang internațional pentru a include o țară mică, așa cum este Republica Moldova? Demersuri oficiale, cred că nu, dar se studie, se face un studiu de către aceste organe. Asta și e bine. Mai ales că în ultimii, eu știu, 5-7 ani, țara noastră participă foarte activ la forumurile internaționale și, normal, datorită acestor participare și acestor participări, este cunoscută în lumea întreagă. Forumuri internaționale, expoziții de asemenea? Da, expoziții, forumuri internaționale, da? Unde se expune. Deci să nu se creadă că e o cheltuială zadarnică. Nu, e ceva care merge ca o strategie de țară? Da, da, bineînțeles. Bineînțeles, sunt cheltuieli, dar v-am zis, de unde asociații obștești fac eforturi foarte mari în ceea ce privește și material și spiritual, dacă luăm, pregătesc standurile foarte atractive, frumos, și în timpul prezentărilor, de asemenea, merg persoane care pot să prezinte bine țara și datorită acestora pe noi ne apreciază. Vreau să aflu și părerea doamnei Frolov, cum anume este avantajată o țară și ce plus de valoare are un stat ca Republica Moldova să fie inclusă în lista ONU la capitolul turism. Sigur, turismul este cu siguranță una dintre industriile cele mai importante din lume acum, cu cele mai mari creșteri și cu o creștere în continuă creștere, dacă aș putea să exprim așa gândurile. ONU este o instituție foarte respectabilă și lumea are încredere foarte mult în ceea ce publică și ce spun ei. Asta înseamnă un transfer de imagine pentru Republica Moldova, atâta timp cât un agent, un jucător atât de important spune că da, este bine să vizitați Moldova, aveți încredere, respectiv, cu siguranță, da? Aveți încredere că este o destinație care va fi pe măsura așteptărilor, atunci, sigur, asta dă o doză de încredere și deschidere din partea călătorilor, turiștilor, care până atunci poate erau un pic reticenți, poate se gândeau că nu este o zonă foarte sigură, dar în acest clasament se mai specifică și faptul că zonele periculoase au fost omise din listă. Da. Deci în acest top mondial sunt incluse doar țările care merită vizitate și oferă un anumit nivel de siguranță. Un nivel înalt turiști. De da, siguranță. Exact, un nivel înalt. De exemplu, Ucraina n-are cum să nimerească în cazul ăsta pentru că are un conflict pe teritoriul său și în această situație țara
Da. Este în pierdere și, la nivel de turism. Acest stop vine să întărească și declarația Departamentului de Stat a Statelor Unite, exact, cum vorcăria Moldova este inclusă în top 10 cele mai sigure țări din lume. Și împreună cu siguranță vor afecta pozitiv trenduri de creștere și numărul de turiști străini care vin să ne viziteze. Cineva ar spune, nu avem litoral, așa cum au țările noastre vecine, Ucraina și România, nu avem munți, la fel ca și vecinii noștri, dar ce avem, și aici va trebui neapărat să răspundem. Cu ce listă de destinații interesante ne putem lăuda? Ce îi atrage deja pe turiștii care au vizitat țara noastră odată și care au rămas atât de impresionați? Deci, putem să enumerăm anumite locații, de ce nu, inclusiv de la castel, care impresionează, da? Până la anumite locuri care au o valoare istorică, arhitecturală, monumentală, culturală, de ce nu, peizagistică, pentru că acolo, când ajungi la Orheiul Vechi, nu poți să nu spui wow. Haideți să încercăm, iată așa, să depănăm și să măsurăm cât de mare este lista noastră de destinații turistice. Sunt anumite motive pentru care un turist ar alege să viziteze Moldova, deja nemijlocit un conglomerat de vinării care sunt unice ca structură și ca complexitate în lume. Vorbim aici chiar și de beciurile de la Cricova, colecția de vinuri de la Melești Mici, Castelul Mimic, care iarăși este un complex turistic unic pentru nu există în lume nicăieri toate aceste elemente unite într-un anume loc. Dar pe lângă asta mai avem și alte motive pentru care cineva ar vrea să ne viziteze. Suntem o țară foarte puțin vizitată, deci foarte autentică. În top suntem pe la sfârșitul listei, pentru că acum turiștii experimentați și cei care își doresc o experiență cu adevărat impresionantă și interesantă evită locurile suprapopulate, supraturistice, locurile chiar dacă super frumoase, dar într-atât de aglomerate și aglomerate încât costurile sunt foarte mari, experiențele nu sunt pe măsura costurilor și nici măcar pozele nu mai ies atât de bine, pentru că ai 100 de oameni în cadru, nu mai ai, hai să zicem, Islanda, care are o problemă super mare acum cu supraturismul, în care izvoarele lor fierbinți sunt supra-pline, ca piscinele din China. Și nu mai este o experiență autentică. De aceea, turiștii care chiar își doresc o experiență valoroasă, turiștii care pot să plătească, pentru că Moldova își dorește turiști cu un anumit nivel de, hai să zicem așa, așteptări, pentru că nu avem capacitatea să primim milioane de turiști precum are Spania sau chiar și în Barcelona. Nici măcar în hoteluri nu putem să-i cazăm pe toți. La moment, dacă vin vreo 10.000, cred că numai jumătate pot fi cazați în hoteluri. Da, în toată Republica cred că îi cazăm pe toți 10.000, dar la moment Moldova nu are o capacitate de a primi mai mult de jumătate de milion, poate 800.000 de oameni anual. Și vorbim aici inclusiv de turiști de o zi, care vin și pleacă. Da. De aceea ne dorim turiști calitativi și aceștia sunt cei care își doresc experiențe autentice, frumoase și să se simtă ei bine și să înțeleagă că toată atenția celui care oferă anumite servicii este asupra lor și nu a altor 300 de oameni și nu este totul pus într-un proces tehnologic foarte, hai să zicem așa, industrializat și foarte scenarizat, hai să spunem așa, un proces bine gândit, neautentic. Ca ghid, doamnă Belei, vreau să-mi ziceți ce le putem propune turiștilor străini? Bineînțeles, noi avem foarte multe vinării, după cum a spus colega mea, dar sunt foarte mulți turiști care în afară de, sau paralel cu vizitarea unor vinării, ar vrea să viziteze ceva monumente vechi, arhitectonice, să afle ceva din viața de toate zilele a moldovenilor, obiceiurile, tradițiile, de ce noi în fiecare an avem un festival al diferitor
al diferitor măsuri folclorice, festivale, ce au loc în țara noastră, și atunci când facem un program pentru turiști, știind, cunoscând perioada, noi întotdeauna le includem în acest program, includem și unele momente, unele festivalurile acestea care au loc în Moldova, în diferite regiuni, în diferite orășele ale țării noastre. Și normal că cu plăcere pleacă turiștii la cetatea Suroca, care ne vorbește despre istoria țării noastre, mai ales că ultimii ani, mergând spre cetatea Suroca, drumul este foarte bun. Oh, contează foarte mult, da, aceasta contează foarte mult, este un drum bun și acolo ghizii de acolo sunt totdeauna primitori și cunosc foarte mult, discut între turiști și ei. Plus la aceasta, bine, în afară toți cunosc cu Butuceniu, dar zi ce trece, noi facem noi trasee. Iată, chiar acum au fost într-o localitate, se numește satul Dancu, unde au o fabrică de cașcavaluri și plus la aceasta au câmpii de plante medicinale care cu plăcere turiștii pleacă, vizitează, fac degustări de cașcavaluri. Și după aceea se duc la levănțică și fac selfie. Da, 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 la levănțică. Okay. Cumpără uleiuri de levănțică. Da, da, da. Plus la aceasta este pe malul Prutului și tot este interesant. Arătăm râurile care curg pe teritoriul Republicii Moldova. Deci lărgim harta turistică și găsim noi trasee. Plus la aceasta ghizii studiază foarte mult Moldova și găsesc tot timpul ceva nou care până acum nu s-a cunoscut din punct de vedere istoric, mai ales pentru că foarte mult se interesează anume istoria și prezintă niște programe care sunt atrăgătoare. E descoperită țara noastră de turiști altfel decât ce o imaginau? O află de-a dreptul așa cum este și nu mai sunt cu impresia că Moldova este undeva în Africa, de exemplu? Da? Hai să pornim de la unele... Sunt unii, chiar da? Eu fiind prezentă la un forum internațional, bineînțeles din unele țări întrebau, dar unde este, când făceam cunoștință, unde este Moldova, ce țării, este, da, cum este, și mă rog, când îi ziceam că o fostă Republica Unii Sovietice, eu zic, de-aia voi nu vă cunoaștem. Zic, zic, acum suntem de sine stătători, alții ziceau că, am auzit, sunteți foarte bravo, faceți foarte mult pentru dezvoltarea turismului, după cum v-am spus în ultimul an, și, bineînțeles, o să simt colega mea că turiștii vin, dar vreau o vacanță unde să fie calm, să viziteze ceva ca să primească o satisfacție morală. Ei vor liniște, nu vor agitație, din ceea ce înțeleg, da? Da, calm, da, liniște, așa? Agitație, mai ales și totodată degustarea bucatelor noastre naționale. A, plus bucătăria. Aceasta, da, așa. Bucătăria este foarte atrăgătoare și chiar dacă unele produse alimentare se mai găsesc și în alte țări, dar ei vor să guste cum se prepară ceva specificul la noi. Specificul alimentar moldovenesc. Da, da, este foarte ce interesează? Plăcinta, sarmalele, plăcinta, sarmale, aceeași zeam, când le explici că se face cu un borș de asta de casă, trebuie să le explici cum se pregătește și foarte interesant. Și dacă le mai zici că este foarte bun pentru sănătate, că se poate servi și așa. Și, cum spunea Cristina, sunt unii țări, eu vă zic, din experiență. Când am început să activez eu ca agenție în turism, mers foarte pe 97-98, 10 de grupuri pe an avem la Paris. Acum, de câteva ori se adună grupuri, până la urmă refuză, deoarece acolo nu este liniște. Știți, în ultimul an, foarte des au loc diferite... Nesiguranța îi sperie pe turiști, da, clar. Da, foarte mult îi sperie, dar deoarece țara la noi este bine, mersi, până când, atunci e cu plăcere. Până unde se poate lărgi harta turistică a Moldovei, așa, ca să încheiem subiectul ăsta și să ne fie foarte clar, de la sud, la nord, est, vest? Ar trebui să includem zona România, Moldova din România, Bucovina, Ucraina. Deci asta este Moldova ca destinație, este cel mai bine privită în contextul regional.
ceea ce de fapt este și cel mai important, pentru că noi, ca populație, putem atrage un anumit număr de turiști, dar atunci când se unesc mai mulți, cu siguranță asta ar însemna un impact mult mai mare și pentru, și pentru Moldova, pentru că destinația regională ar fi promovată la nivel de 3 țări. Și aici vorbim, mă rog, de România și Ucraina, pentru că ambele autoritățile sunt... în vreun fel pot contribui la acest lucru? Da, cu siguranță. Acum se încearcă acest nou concept. Agenția de investiții este cea care a preluat sarcinile Agenției Turismului și primul proiect de acest gen este probabil Ruta Ștefan cel Mare, care unește destinațiile din Moldova românească cu cele din țara noastră. Și ca rezultate ar trebui să aibă un traseu trinațional care ce include trei țări, zona Izmailului și a Odesei, deja Moldova și Moldova românească. Deci un traseu regional, și atunci când faci parte dintr-o concentrație la nivel regional, este și mai ușor să aduci turiști și pare mai interesant de, în viziunea turistului. Mai ales pentru marile agenții de turism și tur operatori care cărora le place destinații neintegre. Pentru că Moldova de obicei este o destinație de 3-4 zile și ceea ce nu este foarte interesant pentru un tur operator de nivel internațional, foarte mare. Și Moldova ar fi ca o țară de călătorie printre altele 3 sau altele câteva. Exact, exact. Asta este cel mai ușor mod de a vinde o destinație turistică atunci când face parte dintr-un pachet. Și în general un pachet este mult mai ușor de vândut decât destinațiile de sine stătător. Am înțeles. Deci un pachet individual pentru țară este mai greu de vândut decât unul regional. Cu siguranță, dar este mai atractiv, înțeleg așa, cel regional, pentru că e posibilitatea călătorului, a turistului să vadă mai multe o zonă, lucruri. Da, pentru că noi facem parte dintr-un context. Oricum, e o rețea regională. Cu siguranță. Da. Și suntem înțeleși mult mai bine atunci când suntem priviți în context, nu ca entitate aparte, dar într-un context geografic, regional, istoric chiar. Și lucrurile acestea deja funcționează? Conceptul acesta deja funcționează? Cel puțin a început. Acum acest lucru a început. Este un proces deja început. A fost aprobată ruta lui Ștefan cel Mare și este un început de drum care va fi lung. Eventual, dacă noi cunoaștem persoane străine din alte țări, prin ce metodă, pe ce căi să le recomandăm să apeleze pentru a face aceste trasee, chiar și la nivel regional, inclusiv prin Republica Moldova? Cel mai ușor este cu siguranță prin agențiile de turism, chiar și locale, pentru că acestea deja au toată infrastructura gândită, logistica, recomandări, pachetele deja sunt formate conform preferințelor turiștilor care au fost aici până atunci, dar și faptul că suntem foarte mici ne face destul de deschiși și spre schimbări. Pachetele personalizate, tururile personalizate sunt una dintre opțiuni și cu siguranță cea mai ușoară cale este să scrii un mesaj privat pe Facebook sau Instagram, pentru că asta... Da, ce bine! Online-ul inclusiv contribuie la dezvoltarea turismului. Asta este bine acum. Ce înseamnă ca recomandare principală? Vinurile, beciurile, podgoriile, tot ce înseamnă domeniul vitivinicol. Apropo, conferința din anul trecut a fost una excepțională. Și a adus rezultate. Se vede că, până la urmă, sunt evenimente cu efect prelungit. Cu siguranță. Asta este foarte clar. Cel mai interesant este că, și citind informația despre lista ONU și respectiv recomandarea specială pentru Republica Moldova, e ca turiștii să învețe cuvântul noroc atunci când ridică un pahar de vin. E foarte interesant lucrul ăsta, da? Deci ei însușesc până și anumite lucruri, aspecte lingvistice, tradiție, obicei și așa mai departe, atât de mulți sunt interesați de ceea ce înseamnă curiozități legate de Republica Moldova. Sigur. Hai să mergem un pic pe treaba asta. Domnul Butnaru, apropo, de la Orhei Veche specifica, turiștii mai caută să prășească și să mulgă vaca. Da? Da. E foarte interesant. Da. Sau să țese covorul. Iată, lucrurile astea îi atrag. Pentru noi ar fi, nu știu, poate chiar ceva anecdotic. Dar vedeți că ei se interesează de asta. Doamnă Belei.
Și vrea puțin să completez pe Cristina, pentru că de acum au început tururile, chiar eu am avut anul trecut România-Chișinău. Da. Am avut grupuri de asta, așa, de turiști și au sosit la București cu avionul, am vizitat o parte a României și după aia au venit în Chișinău, au vizitat 4 nopți, au fost aici, 5 la, în România și anul acesta tot în program avem, ca să, v-am zis cu Levențica, să atragem din regiunea Vaslui, că este cel mai aproape, pe o zi să vină să viziteze ceea ce v-am zis eu în satul Danco. Da. Plus la aceasta sunt și multe alte trasee, bineînțeles și cu Ucraina avem, cu vizitarea Odesei, vizitarea chiar și mulți a Kievului, dacă nu vin sau vin încoace sau vin la Kiev și după aceea vin la noi, în orice caz completăm în ceea ce privește acest trasee, pentru că, după cum s-a spus, Moldova este prea mică și zburând de la mii de kilometri poate nu mai, este mai bine să vizitezi mai multe țări decât să te lași mai cu una. Mai bine așa, preferă turiștii. Da, da, și porneam ideea specificului nostru național. Ideea specificul național, în primul rând, sunt oamenii bogăția, oamenii binevoitori și mă bucură faptul că în ultimul timp chiar și cei de prin regiunile rurale foarte mult se axează pe dezvoltarea turismului rural, care același pensiuni fac reparații în casele vechi naționale pentru a le pregăti pentru primirea turiștilor. Caută ceva... Se cazeze acolo? Da, da. Așa? Caută ceva istoric, să fie un monument sau ceva care să fie atrăgător pentru turiști și chiar de la întâlniri cu galurile am observat că în discuții cu reprezentanții diferitor raioane știți și cunosc și ceea ce propun includ târgurile de lucruri de aștermiște și ugărești care este caracteristic pentru regiunea dată. Sunt foarte activi. Probabil au înțeles că, mă rog, dacă muncești, faci ceva, atunci îți vine și un ban și este o plăcere ca să faci lucrul acesta, că este foarte frumos. Deci noi avem inclusiv sate care au potențial turistic și care ar mai trebui să fie dezvoltate în sensul ăsta. Normal, și asta depinde inclusiv de acel primar, dar și de oamenii din localitate, de interesul lor ca să valorifice acel loc. Fiecare căsuță, inclusiv fiecare cărărușă, de ce nu, poate să o lase așa cu pietricelele acelea, dar să fie așa cum trebuie. Dar cetățenii noștri știu să primească turiști? Bine, ei sunt instruiți. Asta e bine. Da, sunt instruiți și noi asistăm la diferite întâlniri și, după cum v-am spus, am înțeles, îmi făceam impresia că nu prea au mare, știu, cunoștință în turism, dar sunt instruiți și îndată prind aceiași primari, aceiași reprezentanți din diferite, știu, departamente sau consiliere ale primarilor. Și sunt, cam în toate raioanele, sunt persoane care în comitetul raional anume au și această ramură, dacă putem să numim așa, turismului. Și fac câte ceva, după aia se întâlnesc, fac schimb de experiență și fac traseea. Noi am asistat când am făcut împreună cu ei traseu și anume în momentul când lucram asupra traseului acesta, am văzut că cunosc. Și m-am bucurat foarte mult. Da, cum obținem, cum facem rost de mesajele de feedback din partea turiștilor? Cum lucrurile acestea post-factum, da, după călătorie, sunt organizate? Pentru că ideile acelea care vin și impresiile care vin după călătoria într-o țară contează foarte mult. Cu siguranță, da. Turiștii noștri de obicei sunt foarte vorbăreți și aceștia apreciază foarte mult faptul că au contact uman mult aici în țară. La fiecare etapă ei vorbesc cu cineva. Deci nu este doar o excursie fără să existe om acolo, ci contactul uman întotdeauna înseamnă foarte mult schimb de energie și de cunoștință. Și comunicare. Exact. Da. Acest lucru permite să aflăm foarte multă informație valoroasă, recomandări, plusuri, minusuri, să facem o analiză în baza anumitor
păreri pe care pur și simplu le colecționăm, după care le notăm. Turiștii sunt diferiți, sunt cei cărora le place să plaseze informație pe rețelele de socializare, dar în ultima vreme asistăm și foarte mulți turiști cărora care nu folosesc niciuna dintre rețele și unica metodă de a colecționa informații este să participe la anumite chestionare, dacă își doresc acest lucru cu siguranță, sau pur și simplu atâta timp cât ghidul stă cu ei sau cineva din restaurant sau ospătarul sau chiar și persoana de la front office, de la recepție, pur și simplu să fie atentă, să pună întrebările, să adreseze întrebările corect și să înțeleagă, să citească mesajul. Se pune accent pe colectarea de feedback-uri, de mesaje de la turiști. De ce întreb? Pentru că probabil se comit anumite greșeli cu sau fără voie și e bine să ne corectăm. Probabil că există și persoane mai pretențioase și e bine să le facem și lor pe plac. Cu siguranță există, cel puțin în companiile turistice cu potențial mare și cu un anumit volum de turiști, deja acesta este un proces bine pus la punct. Ne interesează foarte mult, pe noi ne interesează foarte mult feedback-ul, nu doar a vizitei făcute la castel, dar și cel din țară. Da. Pentru că majoritatea celor implicați în industria turismului participă ulterior la diferite ședințe de stat, la nivel de stat și în diferite grupuri de lucru care vin să corecteze inclusiv și, sau să armonizeze, mai bine zis, legea turismului sau cartea albă a turismului. De ce suntem foarte curioși să auzim, dar moldoveanul are capacitatea de a fi supracritic și a se extrem de critic cu tot ceea ce oferă, ori turiștii care vin aici vin foarte relaxați, fără a avea anumite preconcepții sau așteptări. Din contră, uneori așteptările sunt mult mai joase decât ceea ce primesc ei în rezultat. Și mulți dintre, cel puțin din concetățenii noștri stabiliți peste hotare de mult timp, au ideea greșită că Moldova este o destinație foarte ieftină cu servicii de proastă calitate, ceea ce nu este adevărat. Moldova este o destinație boutique, deci micuță, care poate primi un număr limitat de oameni și îi poate primi bine la un anumit cost, dar asta înseamnă și un anumit rezultat. De aceea Moldova se dezvoltă foarte mult acum turismul vitivinicol și cel de lux, pentru că sunt turiști cărora le place turismul rural, dar turismul rural comod. Cu mașini comode, cu condiții foarte bune, cu apă în permanență, cu veselă bună, de calitate, nu plastic. De aceea, inclusiv și această parte a turismului are loc să fie aici. Noi, de exemplu, planificăm să deschidem un wine spa, un spa pe bază de vin, ceea ce iarăși este un produs de hai să zicem, de lux, de un anumit nivel de comoditate pe care și-l dorește omul, că pe lângă făcutul plăcintilor la Butuceni sau, de ce nu, o plimbare lungă prin beciurile de la Cricova cu bicicleta, să vină să-și facă un tratament pe bază de vin și să se relaxeze într-o seară să privească un apus minunat, servind un pahar de vin, iarăși. De aceea, Moldova este și poate fi o destinație de turism, de experiență, de calitate, în care contactul uman, ceea ce este foarte, foarte, foarte scarce, este foarte limitat în toată lumea. Pentru că niciun ghid, nici măcar la Peneș, când mergeți, nu aveți ocazia să vorbiți cu ghidul, să-l întrebați ce mai face, cum își câștigă viața, care ce-i fac copiii. Ori turiști ăștia, curioși și cei care ne interesează pe noi, vor să afle nu doar partea asta superficială, dar vor să înțeleagă cum trăiește acest popor, care este specificul acestei zone, ce le place oamenilor, cum ce mănâncă la mic dejun, ce fac în timpul liber. Asta face un turist calitativ, vine cu un set de întrebări
și își dorește neapărat răspuns. Altfel înțelege că a făcut o vizită așa, de prospecție, și nu a înțeles cu adevărat experiența pe care a trăit-o. Și în cazul ăsta îmi dau seama că noi avem ce oferi. Asta este foarte asta clar. Este mare, inclusiv mare la capitolul omenesc. Mâncare, da? Gustoasă, vină bune, mâncare și oameni, bună, da, oameni, și vorbăreți. Oameni foarte deschiși. Mulțumesc ambelor pentru participarea la această emisiune. Noi o încheiem. Urmează știrile la Fix, la Publica. Vă îndemn să le urmăriți. Și ne revedem la 16:20 cu o nouă ediție Publica Report. Vorbim atunci despre parteneriatul ISTIC la 10 ani și vizita prim-ministrului Pavel Filip la Bruxelles. Numai bine, o zi frumoasă!